Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor și toți cei care ne urmăresc în această seară pe Capital TV. O emisiune cam nepregătită, sincer vă spun. Asta pentru că, după cum puteți observa, n-am cumpărat ziarele pentru că nu am avut timp efectiv, dar avem laptopul care are un net mai slab, așa. Dar încercăm să vă ținem la curent cu ce s-a mai întâmplat în cursul acestei zile. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Capital TV România, iar noi vă vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Știți că avem liber la orice. Orice. Îmi scrie cineva că am capul tăiat, să mă las mai jos, dar e bine și așa rău. Bun. În această seară povestim vrute și nevrute. Avem și un material foarte interesant realizat de colegii mei de la Info Capital. Avem și o piesă cu dedicație pentru noi toți. Cred că ar fi fost bună piesa asta să o folosim ca generic, dar cu siguranță vom încerca să schimbăm promo-ul acestei emisiuni și atunci o să-i schimbăm și piesa. Nu trimiteți SMS-uri pentru că n-am baterie la telefon. Exact, nu am cablu că s-a stricat. Dar dacă îmi scrieți pe pagina de Facebook Capital TV România sau pe pagina emisiunii Lumea Noastră, acolo vă răspundem în cel mai scurt timp. Exact aici, în direct la Capital TV. Dedic această emisiune unui bun prieten al meu. I-am și spus că îi voi dedica această emisiune în această seară. Sper să fie bucuros. Dacă nu e bucuros, o să fie mâine, când emisiunea se va difuza în reluare. După cum ați putut vedea, auzi, citi, în Valea Jiului se întâmplă un fenomen legat de acel agresor care urmărește fete în scările de bloc și le agresează într-un fel sau altul. Acest lucru se întâmplă din luna septembrie. 3 fete, din câte știu eu, au fost agresate de către acest individ. Ce s-a întâmplat cu el, dacă a fost prins, dacă n-a fost prins, dacă o să fie prins? Haideți să vedem materialul, să aflăm mai multe informații și pe urmă discutăm pe acest prim subiect. Municipiul Petroșani, anul 2016. Teoretic, un copil, o tânără sau o femeie ar trebui să fie în siguranță pe stradă. Ei bine, deși așa ar fi normal, asta nu se întâmplă. O simplă plimbare, un drum până la chioșcul din colț sau chiar venitul acasă de la muncă sau școală reprezintă astăzi o aventură pentru zeci de tinere din Petroșani care preferă să stea în casă de teamă unui bărbat bolnav psihic care le agresează. Din păcate, doar 2 fete au avut curajul de a ne recunoaște că au fost victimele acestui individ. Mama, era sâmbătă seara. O prietenă m-a lăsat în fața blocului cu mașina, a stat 2 minute cât să-mi caut cheile, apoi am urcat sus. La etajul 2 am observat că cineva urca și m-am oprit. Normal am crezut că e un vecin ceva. Mi-am continuat drumul, iar la etajul 3-4 a venit un individ, mi-a pus mâna la gură și mâna pe picioare, a încercat să mă pipăie și apoi eu am vrut să țip, doar că nu puteam, pentru că aveam mâna lui la gură. Și Nu ai reușit să scap de el? L-am mușcat de degete și apoi o vecină deci practic am strigat, am țipat de 2 ori. Și a deschis o vecină ușa și atunci el, văzând că este acea vecină,
am fugit. Nu ești singura care a pățit așa ceva. Spune-mi, cum te mai duci acum acasă? Cu teamă? Cu teamă, însoțită. Cum pot? Ai alertat autoritățile, mă gândesc. Ce ți-au spus ele? Normal, am făcut o sesizare la poliție, doar că mi-au spus că i s-a mai întâmplat unei fete, într-adevăr, din acea zonă unde stau și eu, și că mă vor mai chema pe viitor dacă se mai află ceva, doar că deocamdată nu au nimic sigur. Deci nu au un autor. O altă tânără ne-a povestit cum fix în momentul în care a vrut să intre în casă, tânărul a fugit după ea pe scări. Țipetele l-au speriat pe agresor, iar fata a scăpat. Mergeam cu sora mea acasă la ea, locuiește în capătul aeroportului, chiar în spate la blocul acela neterminat. Când am intrat în scara blocului pe la etajul 2, am auzit că a mai intrat cineva după noi. Eu inițial am crezut că e vreun vecin din scară. M-am uitat în jos și nu am văzut pe nimeni, probabil că el mergea pe lângă perete ca să nu-l vedem noi. Când am ajuns la etajul 3 și am vrut să deschidem ușa ca să intrăm în casă, l-am văzut pe acest individ urcând scările în fugă după noi. Când a ajuns lângă mine, mi-a pus mâna la gură și a început să tragă de mine și să mă atingă în zona intimă. Sora mea, fiind lângă mine, a început să țipe și el atunci s-a întins către ea să-i pună și ei mâna la gură, dar nu a reușit și probabil auzind-o pe ea că țipa așa tare s-a speriat că poate vor ieși vecinii pe scară și a fugit, a povestit o altă victimă într-un mesaj privat pe Facebook. Este incredibil ceea ce se întâmplă într-un municipiu sigur, așa cum se presupune a fi Petroșani. Cel mai grav este că acest agresor atacă fetele de aproape 3 luni. Însă cu toate acestea, polițiștii și chiar cu plângerile fetelor în mână, nu fac nimic pentru a-l prinde pe agresor. Este adevărat, poliția municipiului Petroșani a fost sesizată cu această situație, efectuat verificări. Până în momentul de față nu s-a putut stabili o agresiune propriu-zis fizică. Prin urmare, polițiștii au reușit, în urma cercetărilor efectuate, să identifice pe individul respectiv din municipiul Petroșani. Acesta a fost chemat la sediul poliției, s-a pus în vedere să aibă un comportament socialmente acceptat și mai mult decât atât s-a stabilit faptul că activitățile sale contravin ordin și liniștii publice, prin urmare a fost sancționat contravențional în baza legii 61 din 1991, cea care reglementează acest domeniu de activitate. Astfel, pe baza autorităților care doar l-au sancționat cu o amendă pe individ, ne putem aștepta ca bărbatul să recurgă din nou la astfel de practici după ce își plătește amenda. Cât despre riscul care în continuare există în privința fetelor, polițiștii vin cu un sfat: fetele să meargă însoțite acasă. Este adevărat, acesta a fost ieri sancționat contravențional, însă facem un apel și la tinere să evite deplasarea, în special pe timpul nopții, fără a fi însoțite, pentru a nu se expune unor riscuri, fie cu privire la o posibilă infracțiune de tâlhărie, fie o posibilă hărțuire sexuală sau chiar fapte mai grave. Deocamdată, fapta acesteia a fost încadrată în categoria contravențiilor, dar dacă din probatoriu se va stabili că acesta întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni, putem vorbi și despre constituirea unui dosar de cercetare penală pe numele acestui individ. În aceste condiții, fetelor, aveți grijă singure de voi, pentru că legea nu vă poate proteja în niciun fel. De ce mai există lege și poliție dacă nu ne poate ajuta în niciun fel, mai ales atunci când e vorba de o agresiune pe stradă? Păi cum să mergi tu acasă cu frică, însoțit tot timpul? Păi ce ar trebui să facă fetele dacă trebuie să vină de la muncă la o oră târzie? Să vină însoțite de cine? De șeful? De sora? Să coboare mama să le aștepte în fața blocului? Habar n-am. Este o situație ciudată și nasoală, mai ales că autoritățile nu pot face nimic până în acest moment. Ați văzut cum arată litera noastră și pe spate, e verde, precum iarba. Da, trist ceea ce se întâmplă. Ați văzut declarația unor fete, câteva fete din cele care au fost agresate. Sperăm să se rezolve această problemă în cel mai scurt timp, pentru că nu e normal ceea ce se întâmplă într-un oraș civilizat.
Acum omul, că o fi nebun sau are el dereglări, mai știu eu de care, asta nu înseamnă că lumea acum trebuie să stea cu frica în sân și să nu mai umble pe stradă, că trebuie, nu umblă lumea pe stradă noaptea, că n-are ce face. Vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă în cadrul buletinelor de știri de aici, de la Capital TV. Iată că Cronica Văijiului ne spune într-un articol că peste 1000 de oameni nu au buletine ca să voteze. Bun, ca să voteze, dar mai important decât votul e identitatea lor. Acum, dacă e oprit o persoană pe stradă, nu are cum să fie identificată fără un buletin. Sunt peste 1000 de oameni numai la Petroșani care nu au cărțile de identitate valabile și pe lângă că riscă să fie amendați, nici nu vor putea să voteze la scrutinul din decembrie. Situația este similară în toate orașele, iar autoritățile locale le atrag atenția tuturor oamenilor să meargă să își actualizeze datele, pentru că astfel nu vor putea folosi actul de identitate. Pentru cei care observă că nu au acte în regulă și vor să voteze, pot și cu o zi înainte, cu o zi înainte de vot, să meargă și să le facă. Pot să meargă inclusiv în preziua alegerilor, în data de 10 decembrie, când procedura este chiar mult mai scurtă, și să li se libereze actul a doua zi, în data de 11, chiar în ziua alegerilor. A mai adăugat Adrian Neagoe, secretarul primăriei municipiului Petroșani, un articol semnat de Diana Mitrache. Bun, mai răspundem colegilor noștri între timp, pentru că nu-i așa, trebuie să nu-i lăsăm deoparte nici pe ei. Cum vă spuneam, internetul nostru funcționează destul de rău în această seară. O fi frigul de vină, pentru că dacă ați observat, în această seară s-a lăsat frigul peste oraș. Bun. Hotel Onyx ar putea rămâne fără autorizație de funcționare. Lipsa apei potabile ar putea duce la suspendarea activității hotelului Onyx din cadrul complexului energetic Hunedoara. Faptul că nu există apă duce la suspendarea activității. În mod normal, ar fi autosuspendarea activității, a declarat Cecilia Birou, purtător de cuvânt al DSP Hunedoara. Conducerea complexului Hunedoara susține că a avut mai multe discuții cu cei de la Apaserv, însă toate ofertele au fost refuzate. Mi se pare normal, fraților, nu-i lăsați, că nu-i bine. În ciuda eforturilor noastre pentru a plăti o parte din restanțe, nicio propunere nu a fost acceptată. Am avut două propuneri, una privind plata unei sume mai consistente, adică undeva la 50.000 de lei din datoriile istorice, iar a doua propunere a fost rebranșarea hotelului Onyx pentru a plăti datoriile din încasările hotelului. Această propunere a fost una verbală, dar a fost refuzată. Neavând apă, există foarte multe riscuri, a declarat domnul Melțer, director general al complexului energetic Hunedoara. Cehul are datorii de 270.000 de lei la apa potabilă. Tare, frate. Deci, iată, dacă domnul Melțer reușește să plătească apa, vă dați seama câți bani intră în visteria domnului director Costel Avram? Nu mai mult, nici mai puțin de 270.000 de lei la apă. Dacă facem un simplu calcul, sunt foarte mulți metri cubi. Da. Simplu, dar totuși complicat. Din câte am auzit, e acolo un domn pe numele lui Sân. Sân, nu Sân, Sân Alin, care este șefuțul hotelului. Pus numit așa politic
de curând. Bun. Bun, bun, bun. Bun, bun, bun. Mai răsfuim o pagină. Lemnul din păduricile dintre Petrila și Petroșani, sursă de venit. Pentru cine? Silvicultorii din Valea Jiului se confruntă cu o creștere semnificativă a furturilor de masă lemnoasă din pădurile zonei, iar cele mai mari probleme le creează locuitorii din zona Sașa, care taie abuziv arbori din pădurile de la poalele Parângului. Această problemă a furturilor de masă lemnoasă din zona Livezeni va fi foarte greu rezolvată. În primul rând, romii care locuiesc în acea zonă sunt foarte săraci, iar apoi singura lor sursă de încălzire este lemnul. Așa că nu vom scăpa prea curând de aceste furturi. Neavând cum să cumpere lemn, îl fură și, în plus, nici amenzile pe care le dăm nu le pot plăti, spun pădurarii. Păi, mai era și un caz atunci când pe la Ninoasa se fura cărbune din vagoane. Păi, lăsați, frate, la cărbune, că încă mai este. O situație asemănătoare este întâlnită și în zona dintre Petrila și Petroșani, iar hoții de lemn acționează ziua când în amiaza mare. Aceștia au defrișat o mare suprafață din terenul împădurit, care se mărginește cu halda de steril, dar nu pentru a se încălzi, ci pentru profit. Astfel, arborii tăiați ilegal sunt vânduți pe Piața Neagră ca lemn de foc gata secționat la prețuri cuprinse între 400 și 500 de lei camioneta. Tot ce înseamnă copac ce poate fi vândut este ras. Zona este plină de mesteacăn, se împădurise binișor și acum se defrișează tot. Spune un localnic care are gospodăria în zona Malea. Un articol semnat de Maximilian Gânju, tot în Cronica Văijiului. Și cu acestea fiind spuse, facem o scurtă pauză publicitară de vreo 4 minuțele, apoi revenim aici cu alte și alte informații, iar pe finalul emisiunii v-am pregătit o surpriză muzicală. And laughs, and I feel it can never get better. We are the ones who inspire the fire within us. For everything we are, together we feel the heat. Pentru tot ceea ce noi suntem. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr. Vrei să renovezi sau să îți înnoiești locuința? Atunci merită să începi lucrările cu noi. Parchet laminat, covoare, mochetă, preșuri, covor PVC, pardoseală rezistentă la apă, iarbă artificială, perdele și draperii, galerii, tapiserie, tapet, fețe de masă și multe altele. Pe toate le găsești în magazinul Diego din Alba Iulia. Te întâmpinăm cu oferte promoționale, dar și cu o echipă dornică de a-ți veni în ajutor. Convinge-te! Ne găsești în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 24, lângă Ambient. Telefon 0358 566 317 sau 0724 221 850. În perioada 1 noiembrie 17 decembrie, fă-ți cumpărăturile la Diego și câștigă de Crăciun un televizor Samsung. Și ar zi și unii, nu-ți fie cu accentul tău. No, și când te bucuri, bucură-te să s-auză. Că românii mereu vorbire în multe feluri. Anunțăm românii de pretutindeni de lansarea de noi arome. De la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor și astfel ajută la vindecarea infecțiilor acute din gât și din cavitatea bucală. Noile Faringosept, cu gust dulce acrișor de fructe de pădure, cu gust răcoritor de mentă sau cu gust aromat de vanilie. Faringosept, dă voce românilor din 1963. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Cu
efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus. Prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte. Casa ta are nevoie de o modernizare și vrei un ambient plăcut atât interior cât și exterior. Jiul Construct Lupeni, firmă specializată în amenajări interioare și exterioare, este cea mai bună alegere. Oameni bine pregătiți în domeniu prestează servicii de construcții, termoizolații și amenajări cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, Jiul Construct Lupeni instalează centrale termice cu calorifere sau încălzire în partoseală. Totodată montăm protecții la șocuri de curent și închiriem echipamente profesionale. Ne găsiți în Lupeni pe strada Tineretului numărul 33A sau pe site-ul www.jiului.ro. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta și la numărul de telefon 0726370242. RNG Industries Deva comercializează toată gama de materiale de construcții, BCA, cărămidă, sisteme pentru acoperișuri metalice, ceramică, beton. De asemenea, RNG Industries Deva vă oferă întreaga gamă de finisaje, vopsele lavabile, gresie, faianță, tencuiel și vopsele decorative, sisteme de gips carton. Vă așteptăm la depozitul din Cristur, numărul 365 bis și la depozitul din Deva pe strada Matei Corbin, numărul 63. RNG Industries Deva asigură transport gratuit la domiciliul clientului. Pentru cei interesați, oferim consiliere tehnică. Informații și comenzi la telefon 0254-236-244 sau 0755-099-438. Dacă nu reiei în mic istoria mare a omului, nu o să poți niciodată să te coci la nivelul civilizației din momentul în care trăiești. În această încăpere intrau doar inițiații, fiind cel mai vechi altar din Europa și din lume din epoca neolitică. Cumpărăturile, spălatul și alimentatul mașinii, toate suprapuse de o întâlnire urgentă, au căzut pe capul tău. Poate te gândești că nu există niciun loc unde să poți face toate aceste lucruri în același timp. Noi te contrazicem și îți dăm cea mai bună veste. S-a deschis benzinăria GUI. Amplasată la strada principală, locația prevăzută cu spălătorie, mini-market, dar și fast food, este locul unde îți rezolvi toate treburile în același timp. Mai mult, GUI Oil te așteaptă cu cele mai bune prețuri la carburanți de calitate marca OMV Petrom. Ne găsiți non-stop în Aninoasa pe drumul național 66, lângă motelul GUI. Citeam o chestiune foarte interesantă, ce aș putea o citi doar după ora 12, sau dacă am avea un 15 afișat pe ecran, dar până una alta vă citesc câte zile libere vom avea anul viitor. Mai exact 14 zile. Anul viitor ne bucurăm de 14 zile libere, dar chiar prima cade într-o zi de duminică, potrivit datelor oficiale. Vom fi liberi în 2017, abia luni 2 ianuarie, pentru că ziua de 1 cade într-o duminică. Următoarea zi nelucrătoare va fi 24 ianuarie, care cade într-o zi de marți. Ziua Unirii Principatelor Române a fost declarată zi liberă după ce legea a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis în data de 7 octombrie 2016. Până în primăvară vom lucra fără zile libere, iar Paștele cade în 16 aprilie, fără zile libere, așa la oficial, că neoficial avem 1 martie, 8 martie, zile care, fie vorba între noi, le facem să fie libere. Pam, pam, pam. Așa. Așadar, până în primăvară vom lucra fără zile libere, iar Paștele cade în 16 aprilie, acesta fiind sărbătorit concomitent și de catolici și de ortodoxi. Așadar, și în 16 aprilie, mai exact duminică, și 17 aprilie, luni,
va fi liber, urmând ca apoi să așteptăm cu toții ziua de 1 mai, ziua muncii, care cade în anul 2017, într-o zi de luni. Vom fi liberi și joi, de 1 iunie. După cum știți, s-a aprobat și ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă, pentru ca toți părinții să fie alături de copiii lor și copiii lor de părinții lor. Și uite așa, va fi liberă și ziua de joi, 1 iunie, când sărbătorim ziua copilului, dar și în 4 și 5 iunie, când sunt rusalile, respectiv duminică și luni. Luna august va avea o singură zi liberă, marți, 15 august, când prăznuim adormirea Maicii Domnului, și până toamna târziu, respectiv în 30 noiembrie, și Sfântul Andrei nu va mai fi nicio zi liberă. Sfântul Andrei cade într-o zi de joi, iar Crăciunul va fi sărbătorit anul viitor, în zile de luni și marți, 25 și 26 decembrie 2016, ne spune Diana Mitrache, dar până atunci până atunci să ne gândim la ceea ce vom avea în acest an. Se apropie ziua de 1 decembrie, ziua noastră a românilor de pretutindeni, fie că ești român în țară, în străinătate, în China, în Japonia, în Anglia, trebuie să îți sărbătorești ziua țării care te-a trimis acolo, la urmă, na. Așa, bun. Pe urmă, că ziceam, vine ziua de 1 decembrie, zi în care noi, cei de la Capital TV, o sărbătorim românește, prezentându-vă cei mai tari români, români cu care avem noi posibilitatea să intrăm în legătură cu ei, mai exact să obținem un interviu cu ei. Nu mi se deschide articolul ce îl vreau eu. Vedeți de ce e bun ziarul, că la nu ți dă buffering. Așa. Și de 1 decembrie vom prezenta aici la Capital TV niște omuleți foarte interesanți, români de nota 10, din toată țara. Colegele mele, Andreea Bogdan și Adina Păduraru, se vor ocupa de aceste lucruri, bineînțeles sub bagheta magică a maestrului care vă vorbește în aceste momente. Am și eu o baghețică mai mititică cu care încerc să dirigez pe aici una alta. Unitatea administrativ teritorială inaugurată de Cioloș, un birou închis de 2 săptămâni. Biroul inaugurat la Universitatea din Petroșani de premierul Dacian Cioloș pare un loc mai mereu închis. La o săptămână de la deschidere am încercat ușa încăperii, pe care doar premierul a vizitat-o, după ce presa nu a avut acces în incinta universității. Erau acolo, știți cum, toți ăia cefelate cu casca în urechi. Cred că avea un regizor care le spunea acolo, vezi 6, stai în cadru, vezi, dă-te că ieși din cadru, vezi că dai cu capul, luftul, nu știu ce. Așa, și bineînțeles că noi am fost acolo îngrădiți de o sârmă cu înconjurați de alți indivizi. Bun, ușa a stat închisă mereu și la fel am găsit-o și la finele săptămânii trecute, când s-au împlinit 2 săptămâni de la evenimentul la care a venit Dacian Cioloș, Vasile Dâncu și Ionel Dincă. Nici acum ușa nu s-a deschis, însă am aflat de la edilul din Petroșan că lucrurile nu au stagnat și că există chiar un responsabil care se ocupă deja de proiecte ce vor fi finanțate prin acest birou de la Petroșani. Are activitate acest birou, chiar dacă poate ușa a fost închisă. Și doamna Carmen Tarnovski, un bun specialist în elaborarea programelor cu finanțare europeană, a fost desemnat ca și responsabil pentru acest centru. Știu că doamna merge săptămânal la București, unde are discuții la cabinetul primului ministru legat de ceea ce înseamnă activitatea pe care urmează să o desfășoare la unitatea de asistență
teritorială. Nu știu dacă au fost făcute toate formele pentru a fi angajată, a precizat domnul Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani. Acum două săptămâni, premierul Cioloș a inaugurat unitatea guvernamentală de asistență tehnică ce va garanta că o felie din fondurile europene vor fi, dar și cele de la guvern, care vor ajunge cu dedicație spre Valea Jiului, iar primarii din Valea Jiului susțin că au și făcut planul așa încât totul să funcționeze normal. Au în draft un memorandum pentru finanțare și ajutorul de stat de până la 5 milioane de lei este alocat pentru anul viitor. În plus sunt vizate și toate celelalte aspecte legate de Planul Național de Dezvoltare Locală, toate proiectele de finanțare europeană pe care le avem. Am dat toată situația ca lucrurile să fie împinse la nivelul ministerelor și celor care le finanțează. Am mai precizat primarul din Petroșani. Unitatea există în campusul Universității din Petroșani și funcționa... Pam, pam. Și funcționarea se... Bun, am sărit rândul pentru că am fost puruiat. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale și Ministerul Fondurilor Europene. Însă, deocamdată, în birou e întuneric și ușa închisă, chiar dacă accesul la astfel de proiecte este permis oricui, de la firme, la ONG-uri și chiar persoane... Pam, pam. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce nu se întâmplă. Dacă nu vă răspund la telefon celor care mă sună, dați repede pe Capital ca să vedeți că sunt în direct. Noi reguli pentru asociațiile de proprietari, vă interesează? Nu cred. Salvatorul minier care a deblocat robinetul Apple, Cornel Gușat, cum voi putea eu când voi ieși din mine să mă spăl, îmi voi lua sub totul sub braț și voi merge la Jiu? Un alt articol foarte... interesant. Aș vrea să fac într-o seară o emisiune foarte, așa cum să vă spun eu dumneavoastră, interesantă pentru cei ce doresc să-și unească viața în cuplu. Sfaturi și mai ales întâmplări din viața unor oameni, ce mai înseamnă o relație în ziua de azi, ce înseamnă căsnicie și mai ales cum o putem menține, ar fi un subiect pe care aș dori să-l discutăm aici într-una din seri cu o persoană foarte abilitată, ca să-i spun așa, dacă am găsit o tanti la vreo 60 de ani, cred că ar fi numai bună să ne povestească cum ar trebui să fie o căsnicie și cum am putea să o facem să reziste, dar și niște tineri, așa ca mine, care încearcă să pășească în această lume a căsniciei. Bun, bun, bun. Și teatrul dramatic Ion de Sârbu din Petroșani, bânat pentru funcție și bani. Pentru funcție și bani de parveniți politici. Ia uite, asta este foarte... Pam, 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 pam. Foarte interesant. Oficial nu s-a discutat nimic. Stați liniștiți, pentru că sub nicio formă ceea ce există, ceea ce este de calitate și funcționează, nu va fi demolat niciodată atât timp cât suntem acolo. Teatrul dramatic de la Petroșani este o
carte de vizită rară pentru întreg județul Hunedoara, nu doar pentru Petroșani și Valea Jiului. Conferențiar universitar doctor inginer Petru Hodor, președintele Comisiei de Cultură a Consiliului Județean Hunedoara, a spus ceea ce eu v-am citit mai înainte. De câteva luni de zile, la nivelul Consiliului Județean, la Consiliul Județean Hunedoara se poartă sâmbetele Teatrului Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani, mai precis de când s-a schimbat garda la conducerea institutului după plecarea fostului președinte Mircea Ioan Moloț. Acolo știți că au fost anumite vorbe, cum că domnul Moloț, actualul președinte ALDE, ar fi avut vreo mânăreală cu Raed Arafat de Valea Jiului, cum ne place nouă să-i spunem, mai exact doamna directoare de la Teatrul Ion de Sârbu. În prezent, unii consilieri județeni comentează cu multă râvnă că s-au băgat bani mulți în teatrul din Petroșani, fără a lua în calcul că în 10 ani acest lăcaș de cultură s-a transformat într-un loc prăfuit, căruia nu-i trece mai nimeni pragul. Păi n-am nimic cu teatru, sincer, anul acesta, din păcate, o singură dată am ajuns la teatru, se întâmpla acum o lună de zile, dacă nu greșesc, și vreau să zic că sala a fost arhiplină. De la copii până la oameni în vârstă au venit și și-au cumpărat bilet. Bun. Așa. Pentru a stabiliza actorii s-au amenajat garsoniere, că regizori de renume național și internațional au acceptat să pună în scenă piese de teatru grele. Da, într-adevăr, în teatru există și câteva garsoniere unde actori din alte zone ale țării care sunt angajați ai teatrului să poată locui, să nu plătească chirie și așa mai departe. Pentru ca un regizor precum Alexander Hauswater, spre exemplu, cu activitate internațională copleșitoare, nu va lucra niciodată cu actori de mâna a doua și cu o recuzită cu două mese și trei scaune. A acceptat să pună în scenă la Petroșani strigoi cu efecte ce aminteau de vestita fantomă de la opera din Londra. Foarte interesant. Pam, pam. Adevărata cultură costă bani, muncă, talent cu carul și viziune, iar directorul teatrului de la Petroșani, Nicoleta Bolcă, a reușit cu o tenacitate dusă până la nebunie toate acestea. Și este un articol foarte lung. Este și un document din ședința de Consiliu Județean, un articol semnat de doamna Ileana Firțulescu. Doi premieri, aceeași soluție pentru Valea Jiului, Adrian Năstase în 2002, autoritatea guvernamentală Dacian Cioloș în 2016, aceeași combinație, o zice și el, unitatea guvernamentală. Nu mai citim de ăștia că suntem sătui. Minerii de la Vulcan cer ajutor că e foc în subteran. Cu politica nu mai dăm că nu are rost. O fotografie foarte interesantă cu mercenarul Next Generation și obligațiile de plată ale PSD, o fotografie cu Bun. Așa, sute de paznici de la Mike Security lucrau la negru. Hai să dăm un ochi și în politică, cu toate că nu ne interesează în acest moment. Găsim cam tot ceea ce am citit și ieri în presa scrisă. A început luna păcălelilor. Păi știm că a început, asta vă spuneam și eu încă de la începutul acestei luni, când
a început campania electorală, o fotografie foarte interesantă cu un lupușor care stă la un prezidiu și țipă votați-mă în fața unor oi. Ceva de genul, votați-mă că nu vă mănânc, dar ați belit pielea la oaie. A început luna păcălelilor, nu e vorba de luna cadourilor, așa cum s-ar aștepta toată lumea, ci este vorba de luna păcălelilor. Campania electorală a debutat, iar candidații s-au aliniat la start pentru a începe propaganda electorală. I-ați văzut pe garduri, peste tot, și cu afișajul ăsta au fost și sunt niște reguli care trebuie respectate. Unii mai pun temiri pe unde, dar autoritățile să facă ce știu ele mai bine. Fiecare va încerca să-și convingă electoratul să-l voteze. Unii vor și reuși. Păi, normal că din toți ăștia care candidează, trebuie să avem și un, nu câștigător, dar unul mai puțin mincinos. Bun. Și să vedem ce scrie mai departe. Cert este faptul că la nivelul județului Hunedoara pentru alegerile parlamentare au intrat în cursă numai puțin de 55 de candidați. Ia uite, frate, cât lume, cât popor. Aceștia se duelează pentru cele 9 locuri în Parlament, 6 de deputați și 3 de senatori. Timp de o lună de zile, candidații vor încerca să-i convingă pe alegători că le vor schimba viața. Păi, dacă am câștigat la loto, ni se va schimba viața. Altfel, viața noastră nu se va schimba indiferent de cine câștigă. Se va schimba viața lor când vor deveni peste 4 ani mai grosuți, mai cu cașcaval la buzunar, cu conturi, cu neveste mai tinere și mai multe, cu, știți dumneavoastră. Așa au promis ori de câte ori au avut ocazia, iar acum cu atât mai mult. Rămâne însă ca alegătorii să voteze în funcție de cum îi îndeamnă conștiința. Campania electorală se va desfășura oficial până sâmbătă 10 decembrie, zi în care sunt interzise orice fel de manifestări sau publicitate electorală. Dacă și până acum partidele și mai ales candidații au fost destul de activi în localitățile din județ, de astăzi lupta politică se va intensifica, iar alegătorii, îmi fuge scrisul. Pam, 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 pam. Vor fi asaltați cu promisiuni care mai frumoase și mai atractive, făcute multe din ele cu un singur scop, acela de a atrage cât mai multe voturi. Potrivit legilor în vigoare, candidații pot fi aspru pedepsiți dacă încalcă anumite reglementări. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați, ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 3 ani la 6 luni. Am zis-o invers, și încălcarea exercitării unor drepturi. Pot fi oferite în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze într-un anumit fel doar bunuri, paranteză, nu și bani sau alte foloase, cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unor formațiuni politice. Adică trebuie să-ți dea un lucru de 2 lei e mult spus. Acolo trebuie să-ți dea o măslină pe care să fie inscripționat Partidul Păcii. Sau care o mai fi. Bun. Și cum v-am spus încă de la începutul acestei emisiuni, avem o surpriză muzicală pentru dumneavoastră, o piesă de senzație ce vă spun eu că merită ascultată, și mai mult de atât, e o piesă de aia cu băgare de seamă. Aș fi dedicat o melodie aia cu Dacă aș fi pentru o zi președinte păstor 50 de candidați ce se avânt acum doar în județul Hunedoara, să prinde și ei un ciolan care mai de care mai cărnos. Dar nu difuzăm piesa aia minunată, pentru că m-am tot uitat pe net și din păcate nu are clip.
Deci, da, dragi ăștia de la Paraziții, Chelu, Mafia și alte cele, faceți-vă, fraților, videoclip sau dacă nu aveți bani sau cine să vă facă, veniți aici la Capital TV și noi vă vom face gratuit cel mai mișto videoclip. Am găsit doar piese din alea cu poze cu politicieni. Deocamdată nu difuzăm așa ceva. Voi încheia și apoi vă voi lăsa în compania piesei noastre de suflet, care spuneam că ar fi piesa ce aș putea o folosi la promo-ul acestei minunate emisiuni, care se intitulează Lumea noastră, lumea noastră a tuturor. Așadar, vă mulțumesc dacă m-ați urmărit, scrieți-mi și mie să știu și eu dacă m-ați urmărit și n-am vorbit chiar așa degeaba ca omul la televizor. Fiți alături de noi în continuare. Urmează, după piesa asta superbă, buletinul de știri Info Capital. Pentru cei ce ne urmăresc pe pagina de Facebook Capital TV România, acolo se întrerupe transmisiunea după încheierea emisiunii, așadar treceți imediat în fața televizorului sau intrați pe site-ul nostru capitaltv.ro și acolo puteți urmări în continuare buletinul de știri și apoi ceea ce urmează. Rămâneți alături de programele noastre, mâine o să vedeți alte și alte emisiuni. Îl puteți urmări de la ora 16 mâine pe colegul meu Mircea Goian de la Deva, acolo unde are un invitat foarte interesant. Am văzut încă de astăzi că și îl promova pe Facebook. De la ora 17 și 15 minute, buletinul de știri Info Capital în varianta aia mai concentrată. Apoi de la ora 18 colega noastră Andreea Bogdan din Alba Iulia va realiza și ea o emisiune interesantă acolo în capitala cetății din Alba. De la ora 19 Adina Păduraru va avea și ea un invitat aici la Capital TV, studioul din Petroșani. De la ora 20 buletinul de știri, iar pe seară rămâne o surpriză. Noi sper să ne vedem mâine seară. Dacă ne vedem mâine seară, să știți că am plecat nu pe Marte, ci cu treabă. Ținem aproape, o seară splendidă să aveți și iubiți-vă mult. În continuare vă las cu cea mai tare piesă care e pe val acum. Ascultați-o, băgați-o la cap, băgați-o în telefon și dați-i play ori de câte ori aveți o stare din aia mai nasoală. Mulțumesc pentru atenție, o seară minunată! Atențiune! Atențiune! Perfect! Vă rog, să fiți normal! Băiatul de oraș gătește frumos fierbinte, ascultă muzică de-aia bună fără cuvinte. Se mângâie în păr, nu se trage de cele sfinte, că-l taie mămica la bani dacă nu e cu minte. Are vorbele la el, dar nu ajung pe limbă. În general e îndrăgostit de lui în oglindă. Vine pompat, încruntat de la solar și masaj. La scandal e zero, nu dă cu pumn, nu dă mesaj. Iar da doarme poia, totul e sub control. Băieții nu mai poartă ilegal cuțit și pistol. Nu se mai bate nimeni, că nimeni nu știe cum. E liniște în cartier, viitorul e acum. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Ne duelăm în cuvinte cu salamul la pungă. Să aflăm până diseară care o are mai lungă. Avem timp de pierdut, avem figuri de făcut, avem planuri mari cu banii pe care nu am avut. Ne place să ne plângem când e bine, că așa ne vine. Când e rău, e rău de tot, da, încă e bine. Avem 10 strențe de sculțe pe metru pătrat și modele închipuite fugite noaptea din sat. E
recomanda să dai la ele, că rămâi antrenat doar sub unghiile false, dai de jec adevărat. Modelul nou de băiat, băiat pare fată, modelul nou de fată s-ar putea să-l bată. E o lume turbată, disperată, luată de cap, nu înțeleg ce și cum și când s-a întâmplat. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor, băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor, sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor, băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor, sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Nu te speria, știu limbajul de jos, o dau frumos la întors, dacă te prins m-am scos. Te respect, fraiere, să nu înțelegi altceva, că ești fratele meu, să moară familia mea. Ești ceea ce ai, nu contează ce scos pe gură, cine e prost muncește, orbește, nu fură. Află că viața e rea și obscură, fără cultură, când mintea e grea și ai învățat în școală. Lacrimile curg și magia s-a subt, de unde mitul, că numitul cur murdar e cult. S-ar dă pe varză până la ultima frază. E bine să ai glonț pe țeavă când nu știi ce urmează. Astăzi chiar și căcatul se resoftează, când apare un telefon nou, credincioșii oftează. Istoria se scrie cu cafea la terasă și în magazin, la mall, când plătești la casă. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor, băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor, sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor, băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor, sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Lumea s-a schimbat,